Așa s-au bucurat pâncotanii după 2-1 pe Cluj Arena, pentru o victorie pe care aproape nimeni nu anticipa. Șoimii sunt în cărți pentru salvarea de la retrogradare. Succesul obținut pe final la Cluj prin golul lui Pârtea le-a dus în buzunare câte 400 de lei. Imediat după meci, patronul șoimilor, Pavel Piroș, le transmit jucătorilor printr-o filmare cu telefonul că luni trebuie să se prezinte la caserie. 1900 de euro flutura Piroș în clip, adică prima totală pentru titulari, staff și rezerve. Tot 400 de lei vor încasa Isa și compania și în weekend, dacă o bat pe CSM Vâlcea. Piroș de bani, Piroș de bani la băieți, Piroș de bani, Piroș de bani, Piroș de bani la băieți.